Invitat de seamă, nu l-am mai văzut de multă vreme. Ce s-a mai întâmplat cu el în viața lui? Pentru că astăzi nu apare singur, ci apare alături de cea care a furat inima. Da! Beleiul, dragul nostru, drag, bine ai venit, dragul nostru, care nu este singur, este cu iubita lui, Elena Alexandra, din câte știm noi, da? Suntem bine informați? Salutare, salutare, salutare! Da, bine ai venit, dragul nostru! Te pupăm, Ionuț Belei! Dor de tine, Ionuț! Ne bucurăm foarte mult că ești aici alături de noi și văd într-o companie foarte plăcută și foarte frumoasă. Opa! Da, ce iubită frumoasă, știi ce zâmbăreață e? Măi, Ionuț, data trecută când ai venit la noi nu era așa de... Nu era așa de fericit, dar se pare că lucrurile s-au așezat pentru tine, nu? Doamne, Doamne, ține cu mine mereu și mi oferă tot ce e mai bun de la viață. Măi, Ionuț, măi, Ionuț, de cât timp sunteți voi împreună? Puteți să-mi spuneți? Suntem de aproximativ un an de zile. Hai că nu e un an. De anul trecut ne-am cuplat și sper în viitorul apropiat să ne punem și ceva de lemn pe mână. Mama, așa hotărât ești? Gata? Păi dacă Doamne ne-a trimis pe calea asta, înseamnă că e cea mai bună alegere pe care am făcut-o de până acum și cea mai... Concis, dar cum v-ați cunoscut? Sunt curioasă cum a început povestea voastră de iubire. Uite, unde v-ați cunoscut? Uite, stai un pic să mai lăsăm și pe ea să vorbească. Ai luat-o acum repede ea. Uite, e fata frumoasă, vrea și ea să zică două cuvinte. Ia spune-ne tu, Elena, cum v-ați cunoscut și cum a fost prima întâlnire? A venit la mine la clinică să vorbim despre noul lui zâmbet, pentru că o să apară curând. Tu ești medic stomatolog, apropo. Da, sunt medic stomatolog. Aha, și am propria mea clinică în Craiova. Royal Dental Center se numește. Și el a venit la mine să își pună fațete. Și uite așa ne-am cunoscut, s-a legat ceva frumos între noi și am continuat și iată, și iată cum de la niște fațete ați ajuns la o relație foarte frumoasă în care vă gândiți, bineînțeles, la care vă gândiți să fie de lungă durată și pe toată viața, din câte... Ați discutat deja despre nuntă, pe Ionuț îl văd foarte, foarte sigur. Uh-huh. Ați hotărât deja ceva? E nebunie poate. Cu el, ia uite-l. Te-a cerut și încă nu știm, a fost așa o cerere în căsătorie deja sau urmează? Momentan încă nu, dar... Ia. Degețelele la control. Încă nu. Prima dată și prima dată înainte să o cer de soție și de nevastă și mamă, trebuie să-mi termin proiectul pe care l-am început cu restaurantul meu, așa că mai am puțin de așteptat. Apropo, în ce stadiu ești cu restaurantul? Luni sper să mă aștept Dumnezeu, adică Dumnezeu nu lasă pământul pentru mine să deschid restaurantul, că mi-o dat minte ca să pot să mă duc înainte. Luni sper să fiu gata cu tot și să-i dau drumul să vină lumea să mănânce la mine în cârciuma. Pe de altă parte, tu, un bucătar extraordinar și foarte, foarte talentat, sunt convins că vei avea un impact foarte mare, pentru că lumea te-a iubit și, într-adevăr, eu am mâncat gătit de tine și este extraordinar și te felicit pentru asta. Și vă aștept chiar pe voi să vă gătesc ceva minunat. Îți dai seama că veni. Da, uite. Mi-am găsit și farfuria care să le viteze. Uite, vreau să întreb pe viitoarea ta soție, îți gătești așa, nu știu, uneori dimineața sau îți mai pregătește câte o cină romantică sau din contră tu lui? Tot timpul. Ești o fericită! Da. Ai tras lozul câștigător! Mulțumesc! Da? Ai... Da, păi, ce poți să-ți dorești mai mult ca femeie de la bărbatul tău să-ți și gătească, să te și iubească, să te și, uite, prețuiască? Ia uite-l, uite-l, uite-l cum se uită la tine, ia pupați-vă, ca la icoană. Vrem să vedem și noi un pupic. Să se pupe Miri, să se... Uite, uite, vezi, ele... Da, mă, da, da. E foarte frumos, îmi place... îmi place atitudinea ta, Ionuț. E de bărbat ăsta care iubește asumat, și care... Asumat. Asumat, nene. Pac, țac, stai că trag, cum ar veni. Trebuie la copii v-ați gândit frumoșilor? V-ați gândit și la ideea de a deveni părinți? Păi asta nu decidem noi. Decide soarta, decide Dumnezeu. Da, voi v-ați gândit? Noi suntem potriviți să avem un copil, atunci o să avem și un kinder, 2, 3... Ați lansat gândul în univers? Ați lansat gândul în univers? L-am lansat de mult. Acum
să ne ajute bunul Dumnezeu și să fie momentul potrivit, dar ne-am dorit să și înfiem un copil. Uite, când asta o să fie ocazia, e unul la nostru și să-l înfiem. Dar de ce v-ați gândit la ideea de a înfia un copil? Sau ce v-a făcut să vă doriți treaba asta? Că nu orice cuplu tânăr, cel puțin, se gândește din prima la acest lucru. Da, dar mă gândesc că dacă Dumnezeu ne dă șansa să avem oportunități și să avem ceva, să schimbăm și viața unui copil dintr-o situație mai precară, să-l aducem pe drumul cel bun și să devină cineva. Foarte frumos. Uite, o gândire sănătoasă și foarte, foarte frumoasă. Vă felicităm. Vreau să spun încă o dată că Elena este foarte frumoasă. Ai tras un los foarte, foarte important în viața ta. Sper să fiți fericiți, să vă bucurați unul de celălalt. Și de ce nu să fim și noi părtași atunci când vă veți logodi, căsători și așa mai departe. Da, te pupăm și succes cu restaurantul. Ionuț. Mulțumim. Vă pupăm, dragi. Uite, un cuplu foarte, foarte frumos. Băi, și se iubesc foarte tare. Se iubesc, da, l-am văzut pe el foarte... Uite, așa o ținea. Așa o ținea și cu pașii.